Bine ați venit la mobilisima.ro. Motorola nu a lansat azi doar flagship-ul Moto Razr 40 Ultra, ci și pe Moto Razr 40, cel de bază. Îl am aici în trei variante de culoare și avem imitație de piele și pe față și pe spate. Asta ar fi varianta crem, asta este varianta verde, care e preferata mea, și asta e cea mov. Mi-am amintit așa de o poșetă de doamnă de peste 30 de ani. Bun, ăsta este telefonul un pic mai accesibil. Cât de accesibil? Păi cu 300 de euro mai ieftin. Acolo unde Motorola Razr 40 Ultra este 1199 de euro, acesta este 899 de euro. Ceea ce în lei românești e pe la vreo 4400 de lei. Mi-a șoptit cineva că am putea vedea niște oferte speciale care să-l coboare spre 3900, dar să vedem promoțiile de la debut. Bun, acum o să intrăm în design. Având în vedere că ăsta nu e Ultra, nu e Pro, ci e modelul de bază, o să vă surprindă câte elemente are în comun cu modelul Ultra. Începem cu simplu fapt că ecranul este mare, 6,9 inci. Vă dați seama că în urmă cu 10 ani avem tableta Nexus 7, în 2013, care avea 7 inci, acum avem aproape 7 inci de băgat în buzunar. Acela este ecranul intern, un OLED de 6,9. Ăsta este ecranul extern, evident mai mic decât cel de pe Ultra, are o diagonală de 1,5 inci. Funcționalitate ceva mai limitată, dar e. Avem reportofon, calendar, contacte, media, adică poți asculta muzică și vezi și vremea. Iar aici ai, cred că, un timer. Evident că avem și quick settings și ar trebui să avem și notificări. Iar dacă o să, hai să vedem dacă îmi și iese, că treaba asta nu prea-mi iese, dacă o să dau din încheietură așa de două ori, are și rolul acesta de fotografiere, pot schimba moduri și pot ieși de aici când am terminat. Asta înseamnă că poți să faci selfie-uri folosind camera principală. Ne-am lămurit cum stăm la capitolul ecrane. V-am zis de diagonală. Rezoluția trebuie să fie undeva pe la Full HD. Și deja în buna tradiție a celor de la Motorola, ei sunt overkill când vine vorba de refresh rate. Oamenii ăștia oferă aici un refresh rate de 144 Hz. E o chestiune pentru gameri. Ce-mi place mie la telefonul ăsta e că are un procesor atractiv. Dacă unii au simțit că e o soluție de compromis Snapdragon 8 Plus Gen 1 de pe modelul Ultra, aici au pus cam unul dintre cele mai puternice procesoare în zona mid-range. Mă refer la faptul că are un procesor Snapdragon 7 Gen 1. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, hai să intrăm pe AIDA și să instalăm și să vedem. Așa cum spuneam, Snapdragon 7 Gen 1, un procesor destul de apreciat. Ok. Și pe lângă asta trebuie să avem și 8 GB de RAM și 128 GB de stocare. Difuzoare stereo, aici avem unul jos și aici l-avem pe cel de sus. Atenție cum e orientat, spre sus, nu neapărat spre utilizator. Am revenit la AIDA, ne uităm la CPU, Snapdragon 7 Gen 1. De altfel nu prea m-am jucat cu acest procesor pe multe telefoane. Avem la dispoziție și, hai să vedem, 8 GB de RAM și, atenție, 256 GB de stocare. Vreau să văd neapărat și bateria, una de 4200 mAh, mai mare decât pe Ultra. Mă bucură să văd treaba asta. Bun, ne-am lămurit cu nuanțele. Cred că e cazul să intrăm puțin în camera. Așa pe hârtie și așa la prima vedere, camera asta selfie de aici e la fel cu cea de pe Ultra, adică are 32 de megapixeli. Știți, fiind Motorola, o să combine 4 pixeli în unul, scoate selfie-ul de 8 megapixeli și să nu uitați întotdeauna, nu uitați să faceți și poze de 32, nu doar de 8 megapixeli, adică să-i dați și opțiunea acolo dedicată încât să faceți poza full. Că uneori alea de 8 nu arată așa bine cum arată alea de 32. Acum în spate avem o cameră duală. Știu, o să ziceți, e duală și pe Ultra, dar aici fiți atenți la surpriză. Cea principală are 64 de megapixeli, stabilizare optică, apoi avem cele 13 megapixeli care e ultra-wide și are și macro, exact ca pe modelul mai scump. După cum spuneam, stabilizare optică și n-ar fi Motorola dacă nu ne-ar oferi opțiunile astea extra. Mă refer la Spot Color, Night Vision, Panorama, Ultra Resolution, Scan, Dual Capture și altele de gen. Cum este un telefon pliabil? Asta este interfața standard pentru foto, dar avem și același anumit Flex Mode, care împarte cătarea electronică sus și opțiunile jos. Mai este o variantă, este varianta în care pui telefonul ceva de genul ăsta, să-ți facă poza, ești undeva plecat în vacanță singur, nu ai cine să facă poza și să faci un gest de genul ăsta cu mâna în fața camerei și uite așa te-ai trezit că ți-a făcut fotografia. E doar un exemplu. Pentru securitate avem cititorul de amprente aici lateral, sub butoanele astea subțiri de volum, dar nu doar atât. Motorul a pus foarte mare accent pe funcția de aici, Moto Secure. Hai să vă arăt care-i treaba cu această funcție. Avem Privacy Dashboard, pe care le știm deja din Android.
dar avem și Pin Pad Scramble. Pin Pad Scramble ăsta amestecă cifrele de pe ecran, astfel încât să nu vadă lumea peste umărul tău în ce ordine ai introdus parola. Avem folder securizat și protecția rețelei. Mărturisesc că am tot testat telefoane Motorola și mă întrebam care e treaba cu acest Family Space. E foarte simplu. Poți să dai telefonul pe mâna copilului fără să-ți faci griji. Asta mi-au spus cei de la Motorola. Ideea este că vor să cucerească piața telefonelor pliabile cu un telefon mid-range cu preț un pic mai accesibil. Că 4.000 și ceva de lei nu e accesibil, e partea a doua. Dar sunt oferte, vor fi discounturi și de îndată ce sparge pragul de 4.000 sau ce mai jos, o să devină brusc tentant. Gurile rele și câțiva colegi de breazlă ar spune că acesta e poate mai tentant decât modelul Ultra. Acum, alegerea este la voi. Eu observ că are muchile un pic mai groase decât celălalt model, pare un pic mai greu, stă foarte bine la aderență mulțumită imitației de piele și promite mult acea idee de cameră de 64 principală cu stabilizare optică și, dacă am înțeles bine, chiar cu telemetru laser. Avem și o balama specială cu protecție antifricțiune și aici avem un design zero gap, adică fără goluri între cele două jumătăți închise. Asta a fost prezentarea și primul hands-on cu noul Moto Razr 40, adică cel mai ieftin, cel fără ecranul uriaș pe partea exterioară. Acum vreau să spuneți în comentarii care vi se pare mai de succes și care culoare vă place dintre aceste variante. La revedere!